Bine ați venit la Stax TV de data asta, review de scooter. Nu știu dacă v-ați prins în 5 ani de zile, dar noi cam ne alegem așa ce să promovăm sau ce să vă arătăm sau despre ce să vă vorbim, ce considerăm noi că este super cool. La ora actuală, bine, știu că designul arată ca și cum ar fi lansat în 2024, dar el este de un an de zile lansat, este pe piață. Am reușit să punem mâna pe el, l-am testat, l-am condus, m-am îndrăgostit, mi se pare senzațional, dar, repet, nu trebuie să credeți tot ce vă spun eu. Voi trebuie să vă convingeți singuri și ca să vă convingeți singuri, cel mai bine ar fi să puteți vă programați la un test drive, la MotoHub România sau la BMW România Motorrad, să faceți un test drive cu scooterul ăsta, pentru că pe lângă faptul că arată super cool, din punctul meu de vedere, poate unora care se uită la episod, ce bă, lasă-ne cu designul ăla, că nouă nu ne place, noi vrem clasic, cu Mare Marius acolo. Din punctul meu de vedere, șmecheria este la cum se conduce, la ciclistica scuterului, la felul cum ia curbele, cum virează și cât de bine stai pe el și cât de confortabil. Dar până să mergem cu el, să vă arăt din punct de vedere al căștii, cum se vede treaba și cum stai pe scuter și mai vorbim acolo de lucruri, vreau să vă prezint puțin scuterul, să vedeți cam cum e treaba aici, ce avem noi în față. Avem un BMW scooter CE04, este primul scooter, cred și sper, electric de la BMW și nu ultimul. Este, din ce spun ei, făcut foarte repede la repezeală și nu s-au concentrat foarte tare și uite cât de bine le-a ieșit. De ce le-a ieșit bine? Pentru că fiind un BMW și fiind din clasa premium, în momentul de față, acest scooter este undeva pe la vreo 12.000 de euro. M-am speriat un pic când am auzit prețul. Am zis, mamă, ce preț mare! Dar băieții mei, prieteni motocicliști, mi-au zis, domnule, există scutere de la alte mărci cu motor, cu combustie internă, care sunt și mai scumpe de atât. Ca să simplificăm lucrurile, pentru că eu nu sunt expert pe electrică, pot să vă spun că acest scooter dezvoltă undeva la 42 de cai și 62 de Nm. Dar, cum îmi place mie să spun, caii de electric sunt alții, cum și caii de turbo sunt altfel decât caii de aspirat. Așa că, acești 42 de cai sunt livrați dintr-o dată. Vreau să zic motocicletă, dar nu e motocicletă. Acest scooter pleacă foarte repede de pe loc, având performanță 0-100, 6,9 secunde, dar nu la 100 e problema, până la 70 la oră acolo. Este foarte, foarte rapid, poți să te întreci cu majoritatea motocicletelor supersport de la semafor, dacă ăsta este scopul tău în viață. Dacă nu, poți să te deplasezi cu el. Cei care poate ați avut ocazia să conduceți o motocicletă, bicicletă, mașină electrică, ați văzut că deplasarea cu aceste vehicule electrice se face foarte lin și puterea este livrată imediat și o ai acolo la secundă. Nu mai avem turbolag, nu mai avem tot felul de lucruri. Bun, este dotat cu faruri LED. Este dotat cu faruri LED. Să începem cu partea frontală. Deci avem farurile LED, lumini de zi, tot pe LED. Da? Designul nu-l mai discut. Aici este, știu că toată lumea zice că aici se pune lista de preț, dar eu, de exemplu, mi-aș pune un număr, un sticker cu un număr. Se poate accesoriza și cu un parbriz mai înalt. Ghidonul, bineînțeles, și un display de 10,2 inci. Seamănă foarte mult cu ce este folosit și în mașinile BMW. Avem foarte multe informații, un display cu o grafică extraordinară. Se trage că noi filmăm în spate la un eveniment aici, la Poli Autofest, și mai sunt băieții care își măsoară tobele, deci nu e niciun război, e totul în regulă. Vă spuneam de preț, v-am spus de performanță 0-100, v-am spus de cai, eu fac acum o recapitulare ca nu cumva să vă plictisești și să-mi spuneți, domne, mai ținut jumătate de oră până să-mi spui că are ABS. Bineînțeles că are ABS, bineînțeles că are sistem de control al tracțiunii. Deci, din punct de vedere al siguranței, scooterul ăsta vine cu toate opțiunile unei motociclete. Vine cu moduri de condus. Modurile de condus sunt 4. Avem modul de condus de ploaie, rain, deci atunci scuterul este foarte atent să noi să nu derapăm. Avem modul de condus road, care este un mod normal, iar frâna de motor, regenerarea bateriei este destul de lină. Avem varianta economică, în care eu credeam că nu mai accelerează atât de tare, dar accelerează la fel de tare, doar că frâna de motor este mult mai agresivă, deci încarcă mult mai tare. Și avem modul dinamic, unde, într-adevăr, accelerația este la capacitatea maximă și încărcarea este la capacitatea maximă. Foarte ok pe partea asta de
frânare cu recuperarea energiei, pentru că nu mai folosești frâna deloc prin oraș, doar iei mâna din gaz și motocicleta, tot îmi vine să zic motocicleta, și scuterul reduce viteza foarte, foarte bine. Avem o chestie care mi se pare foarte interesantă la el, buton de mers înapoi. Butonul de mers înapoi, pur și simplu apeși pe buton și accelerezi. Vrei să arăt cum face treaba asta? Stai să-l pornesc. Ca să-l pornesc, avem un switch aici normal, trebuie să ținem frâna angrenată și scuterul a pornit. Deci atât de simplu merg în față, atât de simplu merg în spate. Atât de simplu pentru că este un motor electric care îi se poate inversa polaritatea. Ce este super cool la partea asta de mers în spate din accelerație, prima dată n-am înțeles-o și am zis, fițe de BMW, de premium, de lucruri. Dar am fost cu două persoane și mi-a fost foarte greu să întorc fără să folosesc funcția asta de mașarier. Cu două persoane e foarte simplu de întors. Foarte simplu, e mai greu să muți. Dacă nu mă înșel și n-aș vrea să zic o prostie, dar dacă o zi mă corectați voi, scuterul ăsta are în jur de 300 de kilograme sau poate chiar 350. Nu se simte ca un scuter greu, pentru că centrul de greutate este foarte jos și atunci el este, cum să spun eu, în partea superioară este super ușor de manevrat și de controlat. Și de asta v-am spus, și poziția este foarte relaxantă. Deci stau aici ca pe canapea acasă cu picioarele pe masă. Te strecori foarte ușor, îți dă o senzație de, cum să spun, de lipit de asfalt, fiind centrul de greutate jos, nu știu, ai impresia că e lipit acolo, nu se poate nimic întâmpla, poți să te înclini foarte frumos cu el pe viraje sau pe, nu știu, să croșetezi printre mașini, lucru care nu vi l-aș recomanda. Bun, iarăși o chestie super interesantă pentru că e premium și pentru că e BMW, sunt manșoanele încălzite și șaua încălzită, dar asta e o opțiune, poate nu vă trebuie. Pe lângă asta, de exemplu, dacă cricul este lăsat, cum vedeți acum, nu vedeți că e Marius pe partea aia, eu nu pot muta scuterul în față și în spate. Deci în momentul în care ai lăsat cricul și ai parcat scuterul, scuterul va rămâne în poziția sa. Nu poate pleca nicăieri. În momentul în care te-ai ridicat și ai tras cricul, frâna de mână automată este eliberată și poți muta scuterul în față și în spate. Da? Deci în momentul în care am tras cricul, scuterul nu mai pleacă. Mare atenție! Scuterul este înclinat pe partea stângă, da? Eu am un buton aici, că na, vă dați seama, când e premium și pretențiile sunt mari, nu mai poți să deschizi compartimentul de bagaje cu mâna. Apeși și un buton. Scuterul e înclinat pe stânga, da? Ați prins-o? Ați prins-o? Scuterul e înclinat pe stânga, asta se deschide pe dreapta oricum, gen? E cool? Nu, a? În sfârșit. Aici intră o cască full face. Aici, în mod normal, este cablul de încărcare, despre care vom vorbi. Se încarcă de la priză normală cu 10 amperi. Eu l-am încărcat în 4 ore full, dar cum spunea un domn care spunea că folosește o mașină electrică de 5 ani de zile, nu tot timpul trebuie să încarci full. Deci este foarte ok să încarci 60-70% cât îți permite timpul. L-ai băgat într-o priză undeva, te rog, eu pot să folosesc și eu am și un scooter de încărcat, 10 amperi, îți și plătesc dacă vrei, facem un calcul. Într-o oră ai 40-50 de kilometri range. Range-ul total al scooterului, poate nu l-am zis, este 230 de kilometri în modul eco. Dacă trecem pe modul dinamic, range-ul se modifică la 115 și bineînțeles, ca și la mașinile cu ardere internă, acest range se modifică în funcție de stilul de mers. Mai avem, pe lângă acest spațiu de depozitare, unde v-am spus, intră o cască full face, mai avem aici, bineînțeles, un buton unde deschidem acest compartiment care este rezistent la apă și unde îți poți încărca telefonul. Bun. Pe lângă compartimentul de încărcat telefonul avem priza de încărcare, care e o priză normală, cum știți la mașinile electrice. Are și rapidă. Are și rapidă, bineînțeles. În încărcarea normală, parcă în 4 ore jumate la 10 amperi și la cel mai rapid încărcător într-o oră jumate sau ceva genul ăsta full. Avem și cutia asta care este un accesoriu de la BMW Motorrad original. El nu vine cu această cutie în spate și asta este foarte cool pentru că o deschizi. Nu știu să vă spun câți litri are, dar dacă vrei să o mărești, pur și simplu tragi de ăsta înăuntru, super simplu, și ai făcut-o mai mare. Să-ți intre casca, să-ți intre tot ce ai nevoie să cari. Avem scărițele pentru pasager. Într-adevăr, cu cutie nu este optimizat pentru a merge cu pasager, dar noi am reușit, că știți cum e românul, se descurcă el. Mai mi-e picioarele în afară, mai una, mai alta și ne-am descurcat.
Eu zic că arată foarte bine. Eu zic că designul este unul din viitor. Este super tare. Dacă vrei în momentul de față să-ți iei un scooter din clasa premium și care să arate așa și să fie electric, eu nu cred că în lumea asta, în momentul de față, există un scooter care să arate mai bine, să aibă performanțe mai bune și să coste mai puțin decât acest scooter. Voi, dacă știți, chiar vă invit să-mi puneți link-uri în comentarii. Acum mergem să-l manevrăm puțin și să mai vorbim despre ce știe să facă și cum știe să facă. Și ăsta a fost episodul, vorba aia. Da, așa arată scuterul, să zicem că vii la el și ai, bineînțeles, cheia în buzunar, apeși pe acest buton, se pune contactul, make life a ride, corect, e și păcat dacă n-ar fi. Apăsăm pe butonul, pe starterul de pornire, ne-am asigurat în oglindă, am pus picioarele sus și am plecat, bineînțeles. Limita de viteză este de 50 de km la oră și o respectăm. Vreau să vă arăt că, în modul normal, dacă te grăbești puțin, scuterul ăsta te ajută să câștigi timp, să ajungi la destinație foarte repede. Așa cum spuneam și în prezentarea statică, din punctul meu de vedere, cel mai tare lucru la acest scooter, pe lângă design și toate gadgeturile care se găsesc, care sunt de mare ajutor pentru pilot sau conducătorul de scooter, depinde cum vreți să-i spuneți, cel mai tare este că se conduce foarte ușor și spectaculos de, cum să spun, ciclistica lui. Vedeți, cu o mână eu iau virajul ăsta aici fără nici cea mai mică emoție. Trec peste speed bump, tot cu o mână, stau rezemat pe cutia asta, accesoriu original de la BMW Motorrad, cu picioarele întinse, fix ca acasă pe canapea. Și nu glumesc. Poziția este foarte confortabilă, foarte bine stai și, iarăși, exact cum spuneam, șmecheria scooterului ăsta este să-l conduci, ca să vezi ce înseamnă un centru de greutate foarte jos, care îți oferă un echilibru fantastic, chiar și la viteze foarte mici. Stau bine, mulți spun că, domne, nu are loc piciorul meu aici, mă blochează, mă nu știu ce, nu mi se pare. Eu port 44, bocancii sunt bocanci și stau foarte bine aici. Mă bucur că am designul ăsta care îmi protejează picioarele de vânt. Deci asta este un lucru foarte bun, mai ales dacă vrei să folosești acest scooter și în anotimpul rece. Bineînțeles că îl poți folosi, pentru că îl poți comanda, așa cum am zis, cu manșoane și șa încălzită. Lumina LED avem, bineînțeles, în meniu aici, în meniul vehiculului. Bineînțeles că avem toate datele de deplasare, autonomie, viteză, consum, viteză medie, viteză zi. Fel și fel de informații pentru cei care sunt interesați să vadă ce consum au scos astăzi, cum au mers și așa mai departe. Avem și presiunea în anvelope, care nu știu cât este recomandată de producător, dar mie mi se pare mare. Așa, pentru că jantele sunt niște jante de 15 inci. Asta am uitat să precizez. Bineînțeles, programări, lucruri și așa mai departe. Ce este foarte interesant este că acest scooter vine și cu navigație, și cu pachet media, și cu pachet de telefon, dacă instalăm aplicația de la BMW pentru motociclete. Bineînțeles, putem să folosim toate aceste lucruri și vă dați seama, navigația pe un ecran de 10,2 inci, cât de bine se vede și cât de mult te ajută în trafic, pentru că, uite, și eu mai am nevoie să ajung în diverse locuri și fără să folosesc navigația, mi-e destul de greu și vă dați seama că m-ar ajuta foarte tare să am această navigație pe display. BMW, v-am spus, vine cu toate aturile din clasa premium ale mașinilor și vine și la motociclete și la scutere.
Designul nu-l discutăm pentru că ține de gustul fiecărui cumpărător, dacă le place sau nu. Mie mi se pare superb, mi se pare futurist, mi se pare scos pe piață înainte de vremea lui, adică v-am spus, el este lansat un an de zile, se poate comanda la BMW, poate intra în programul Rabla, dacă mai faceți și o finanțare pentru el, vă garantez că ratele sunt ceva super suportabil și voi în oraș veți fi văzut cu cel mai cool scooter. Uite, mi-am păstrat echilibru și la 4 km la oră. Și voi în oraș veți fi văzuți cu cel mai cool scooter de la momentul actual. Așa cum am zis, nu cred că există un scooter mai bun care poate fi cumpărat la ora actuală mai bun decât acesta, mai arătos, cu mai multe opțiuni, cu mai performanțe mai bune, v-am spus, 42 sau 43 de cai putere pentru scooterul ăsta, sunt fantastici caii ăștia de electric care vin cu un răspuns instant, frâna este spectaculoasă, am frânat ieri de urgență cu frâna spate și mi-a intrat ABS-ul, scooterul s-a oprit într-o distanță foarte scurtă pentru a acorda prioritate la trecerea de pietoni. Nu că era un moment periculos, ci că n-aș fi vrut să mă oprească vreun domn polițist și să-mi suspende dreptul de a conduce pentru că n-am dat prioritate pietonilor. Mai ales aveți meniu, aveți aici funcția de mașarier. Nu pot să vă arăt acum că am o mașină în spate, dar v-am arătat-o în prezentarea statică, v-am spus. Este foarte util atunci când ai pasager și vrei să întorci, este un real ajutor. V-am spus, pe partea de accelerare nu e problemă, nici pe partea de frânare nu e problemă, nici pe partea de stabilitate, pentru că avem sistemul de stabilitate inclus, ABS-ul, care, apropo de ABS, îi povesteam Alexandrei când am făcut tura aia cu băieții de la Moto RC, am făcut o tură până la Brașov, până la Predeal de fapt. Și acolo trebuia să merg cu un BMW 1000 RR, iar Alexandra, cunoscându-mă, nu vrea să mă lase deloc, pentru că sunt agitat și cu motocicleta aia super puternică, Doamne ferește, se întâmplă ceva, și eu îi spuneam, iubito, stai liniștită, care ABS. Eu având un accident la un moment dat la Posada, pentru că motocicleta pe care o conduceam nu era dotată cu ABS și am intrat într-o zonă cu pietri și n-am putut să mai opresc motocicleta, în sfârșit. Și îi spuneam ei că motocicleta este dotată cu ABS, stai liniștită, n-ai de ce să-ți faci probleme, are ABS, are controlul tracțiunii, are tot ce vrei, adică nu se pune problema. Și i-am spunea că fac mișto de ea, că îi spun că ce dacă are ABS, ce mare șmecherie. Eu consider un real ajutor ABS-ul la motociclete, te ajută să frânezi, să folosești toată forța de frânare fără să-ți fie frică că pierzi aderența pe roata față, așa cum auziți la cursele MotoGP, domne, a căzut că a pierdut fața, da? Deci să nu pierdem aderența pe roata față și să putem să frânăm tare este un mare lucru, pentru că și motocicletele sau scuterele, de exemplu scuterul ăsta vine dotat cu două discuri de frânare pe față, are o putere de frânare extraordinară pentru viteza pe care el o dezvoltă, că de asta n-am vorbit, viteza maximă a scuterului este undeva la 125 de km la oră, el este echivalentul unui scuter de 400 de centimetri cub, deci el cu scuterele cu combustie internă de 400 de centimetri cub se bate, ca să zic așa, performanțele lui fiind fantastice până la vreo 60-70 de km la oră, care și ăștia sunt foarte mulți în oraș, unde dacă, Doamne ferește, ai căzut la 60 de km la oră, vă garantez că este foarte, foarte periculos, se pot întâmpla lucruri foarte periculoase, de aceea vă recomand tot timpul când mergeți cu scuterul sau motocicleta, oricât de cald ar fi afară, să fiți echipați corespunzător. Acum știu că, de exemplu, vestele cu airbag sunt la niște prețuri destul de accesibile. Nu este nimic prea scump când vine vorba de integritatea voastră corporală sau de continuarea vieții așa cum o știați.
Acum, în zilele astea, cât l-am testat, scuterul ăsta, cât l-am folosit, că nu l-am testat, că nu sunt eu vreun tester de scutere sau motociclete, să le împing limitele la maxim și să-mi dau eu cu părerea mea de super specialist, dar cât timp l-am folosit, pot să spun că în oraș am văzut tot felul de specimene de șoferi care nu-ți fac loc din răutate, te văd, te observă și nu vor să-ți facă loc, pur și simplu nu vor să dea la o parte. Ba chiar pe strada asta am intrat în prima zi când am venit aici și un domn cu un Duster a venit din sens opus și efectiv nu mi-a făcut loc, a trebuit să mă opresc undeva pe dreapta ca să putem să trecem amândoi fără probleme. De m-am și gândit că, zic, am intrat pe o stradă cu sens interzis, eu sunt de vină, e vina mea, zic, și omul a vrut să mă certe, ca să zic așa. Deci aveți foarte mare grijă în ceea ce privește siguranța voastră, pentru că ceilalți participanți la trafic nu consideră că este ceva periculos, că vă aflați și voi pe lângă ei și au tot felul de activități. Ba l-am văzut pe un domn care se uita la un film în timp ce conducea, avea pe navigație, poftă mare să trăiți. Se uita la un film pe navigație, adică de ce nu? Legea nu interzice chestia asta, pentru că legea spune să avem mâinile libere. Dacă noi suntem ocupați cu alte lucruri, nu ne condamnă nimeni, nu ne pedepsește nimeni. Am ajuns în zona de drift. Nu e bine, că eu n-am cum să trec, vorba aia, și eu drift nu fac cu scuterul ăsta, așa că ori trebuie să aștept, ori trebuie să... Uite, aici o chestie super interesantă și mai e o chestie super interesantă aici. Această mașină este o mașină care se deplasează cu ajutorul aerului comprimat, deci producem aer comprimat și mașina face kilometri. Bun. Asta este funcția de marș arier, așa se vede când o și folosești. Am întors foarte rapid și am putut să ies de aici. N-am unde să mă duc, dar vreau măcar să parchez scuterul pentru a vă putea face outro-ul. Uite, îl parchez aici. V-am spus, range-ul este de 130 de km. El se modifică aici în funcție de modul de condus, da? Și bineînțeles ține foarte tare cont de cum mergeți cu el și cât de tare îl forjați, ca să zic așa. În momentul în care l-ai parcat, ai tras cricul, v-am arătat cu cricul, nu? Că în momentul în care tragi cricul, da, se trage frâna de mână, ai apăsat pe butonul ăsta și ai plecat. Atât de simplu, pentru că este foarte bine gândit și să vină foarte tare în sprijinul utilizatorului. Acesta a fost materialul cu BMW-ul CE04, care este venit înainte de timpul lui. Designul este absolut spectaculos. Transmisia este pe curea. Suspensia este reglabilă doar manual, nu electronic, cum credeau unii oameni. Deci nu, nu avem și această opțiune, dar avem foarte multe altele. E bine, m-am filmat tot. Share, like și subscribe, băieții mei!